Bună seara, bine v-am regăsit la Fotbal Show. Este ziua în care aflăm ultimul as din careul de azi din Cupa României. Se joacă în Bănie, ultimul loc așadar din semifinalele Cupei, Universitatea Craiova-Oțelul. Un duel echilibrat, chiar dacă putem vorbi de un statut de favorită a celor de la Universitatea Craiova. Tocmai s-a încheiat și un meci destul de important din play-off-ul Ligii Secunde, Mioveni-Buzău 1-1 și este mai degrabă un rezultat pentru celelalte. După cum bine știți, acolo sunt două echipe care nu au drept de promovare, deci celelalte patru vor promova și vor juca baraj. În ce ordine rămâne de văzut? Discutăm într-o ediție așa mai fulgeră a emisiunii noastre. Va fi o ediție scurtă despre ce s-a întâmplat la Mioveni, dar bineînțeles vom anticipa și ce, sau vom încerca să anticipăm și ce se întâmplă în Bănie. Lucian Guian, Claudiu Cheșeru alături de mine. Bună seara, domnule. Seara. Haideți să vedem puțin ce s-a întâmplat la Mioveni, să vedem golul prin care Gloria Buzău a deschis scorul și apoi să-mi explica și mie penaltiul ăla, că sincer eu nu l-am înțeles. Adică, nu că nu l-am înțeles, am înțeles penaltiul, dar n-am înțeles de ce a fost făcut așa. Lucian, o să-ți dau ție cuvântul, pentru că vreau să-mi explici dacă, de ce se face un astfel de penalt. Haideți să vedem și faza, că nu o să avem foarte mult timp de stat pe această partidă. Faza penaltiului pentru Mioveni, vă rog frumos. Lucian, ai cuvântul. Explică-mi și mie aici. O intrare neinspirată total. Adică acolo Dandea conduce atacantul, vine celălalt fundaș central și în loc să tatuneze, să fie 2 contra 1, era într-o zonă mai puțin periculoasă Bacareului. Plus că nu am înțeles de ce se vede probabil lipsă de experiență, nu știu ce vârstă are. Radu Crișan este, el are ceva experiență, nu-i chiar așa? Este un jucător longilin, cu segmente lungi și acolo, mai ales în careu, tot timpul atacantul are prioritate pentru că are viteză de reacție mai bună. Claudiu aici poate să confirme. Și atunci, în momentul ăsta, dar nu înțeleg, el a vrut să intervină, dar nici măcar nu avea mingea departe de picior, pentru că e un care și o prelungește puțin, atunci poți să încerci să intervii și spui că ți-o ciupește și scoate un penalti. Dar aici deja el avea mingea, atacantul avea mingea sub control. Se pregătea să o lovească. Deci mi se pare o intervenție rudimentară, mi se pare o intervenție de jucător așa de 16-17 ani, jucător neexperimentat. Și repet, într-o zonă laterală, de acolo cel mult putea să o dea în fața porții, nu putea să dea gol de acolo, erau deja 2 contra 1. Ciudat. Haideți să vedem și dacă avem pregătit și clasamentul. Oricum se strânge lupta în acest play-off de promovare. Așadar, Slobozia este lider, 43 de puncte, Schellenberg fără drept de promovare, 42 de puncte, Corvinul 38, fără drept de promovare, au și meci direct în etapa asta. Gloria Buzău rămâne pe locul 4, Csíkszereda pe 5, Mioveniul, care ar fi trebuit să câștige astăzi, pentru că eu cred că rămâne cu șanse teoretice. Claudiu, pe cine vezi așa mai serios de aici? Lăsând la o parte că faptul că cele mai serioase echipe sunt cele care n-au drept de promovare, sau cel puțin din ce am văzut în sezonul regulat. Cine crezi tu că merge de aici? Că așa nivelul e cam echilibrat. Clar, Unirea Slobozia m-a impresionat prin prisma solidității defensive. Iar la Buzău îl știu pe Prepe, știu ce mentalitate are, aș paria pe ei. Deci Buzăul, da, și Slobozia, să meargă direct. Da, și Csíkszereda și Mioveni automat baraj. Dar le vezi cu vreo șansă, Lucian? No, eu mă gândeam la ceva. Aș propune ca echipele care nu au trebuit de promovare să fie blurate când afișăm clasamentul. Acum știi cum e, na. Dar știi ce-i paradoxal? Știi ce-i paradoxal? Știi ce-i paradoxal? Corvinul și-a depus licență de Europa, domnilor. Mă credeți? Deci n-au drept de promovare în prima ligă, dar dacă vor câștiga cupa, vor juca. E paradox, astea sunt anomalii ale regulamentelor, ale, nu știu cum, Liga, Federația permite așa ceva, pentru că noi stăm și plătim niște bani pentru niște firme din străinătate să ne implementeze sistemul play-off, play-out, care până la urmă putea să ne puneam noi la masă, stăm 10 minute și o gândeam poate mai bine. Plătim niște bani în loc să stăm să punem la punct regulamentele, să le updatăm, pentru că se întâmplă niște lucruri care nu sunt normale și nu este, deci sunt precedente. Domnul, s-a întâmplat anul ăsta, nu ne-am gândit. S-a întâmplat anul trecut, acum 2 ani. Nu se pune cineva la masă să spună, hai mă să facem ceva, că nu e normal, hai să o regândim.
Sunt niște oameni care sunt plătiți din niște bani. Dar cum bun? Să fii în Liga a doua și să... Că poate, uite, Corvinu a jucat foarte bine. Adică în momentul ăsta nu pot să o consider că mai slabă decât celelalte din semifinale. Nu, deci chiar a jucat foarte bine. Bun, și acum meciul ăsta cu CFR-ul. Dar nu știu, ca antrenor la o echipă care nu are de promovare și uite acolo, ce le spui la jucători înainte? Am înțeles că s-a făcut statutul, dar hai să facem hai să dăm bine la poză anul viitor, să ne punem o poză pe Instagram, pe Facebook, cu locul 1, locul 2. Că nu poți să le spui, haideți mă să promovăm. Una e când mergi ca antrenor și spui, băi băieți, avem șanse să mergem în prima ligă. Haide, altfel îi motivezi. Haideți mă băieți, să mai luăm o primă și vedem noi. Și aș mai remarca ceva, Lucian, și ca să-ți răspund și ție la întrebare, că s-a făcut sistem cu play-off și play-out, să fie mai atractiv, în primul rând. Am uitat la Mioveni, uitați-vă puțin pe cadrele astea mai generale, o să vedem așa pe rezumat. Tribunele parhipline? Și stadionul. Uitați, ăsta e cel mai bun cadru. Uitați-vă câți oameni sunt la meci. Ok, e joi. Un meci important. E ora 17, am înțeles. Lumea mai e pe la muncă, orașul e mic. Totuși, dar nu ai altceva ce face în Mioveni. Adică nu ai alte opțiuni. Te duci la fotbal. Adică ce nu știu entuziasm poți dacă așa cred că vedem la voluntari. Sincer. E o chestie asumată. N-a fost niciodată la Mioveni o atmosferă ieșită din comun. Ar uitați-vă ce condiții au, ce gazon bun întotdeauna. Da, păi asta spun, gazon e bun, dar nu e pentru, e pentru 200 de spectatori, 300 de spectatori. Da, din păcate asta e, cluburile care nu au istoric. Și vorbeai de Corvinu mai devreme, și dacă Craiova cumva revine în lupta pentru titlu și câștigă campionatul, jucând finala cu lei și așa se pot califica. Nu, cred că nu mai. Ah, ba da, dacă merge ceva, da, ai dreptate, dacă merge în Champions League. E o competiție superioară Europa League. Haideți să-l ascultăm pe Ivai Lopete, antrenorul Universității Craiova, merge repede în bănie așadar și ascultăm o declarație înainte de această partidă, înainte de Universitatea Craiova Oțelul, așadar Ivai Lopete. Bună seara, cum se anunță meciul de astăzi? Ilie de serie 120 minute, trebuie să-i zici pobeditul. Este să fie un meci care ora 90 de minute, ori 120, trebuie să avem un câștigător. Така și avem dosta stabil în odbor. O să avem un adversar foarte stabil. Noi nici tărsem înaștul, este să noi da produjim. Și noi o să căutăm ce e al nostru și vrem să continuăm. V-ați pregătit inclusiv pentru penaltiuri, pentru că ne spuneați 90 sau 120 de minute. V-ați pregătit și pentru penaltiuri? Da, imah predvid, ce turnirul meci e din. Totuși este un singur meci de turneu și e un singur. Asta ne adeamnă, ne să stigne tot. Eu sper să nu se ajungă până acolo. Nu, естествено, noi suntem готови за всичко. Da, bineînțeles, noi suntem pregătiți pentru orice situație. Cum se simte acest statut de mare favorită în cupă odată cu eliminarea CFR-ului? Pare că Universitatea Craiova e clar favorită, nemai având adversare din play-off. Виждам ги единствено, че днеска не трябва да направим всичко възможно да продължим. Това е основното пред нас. Ча че въд, принципално есте са континуам анаинте. Така че във всеки един турнир има фаворити на хартия. В фиекаре турнир екзиста фаворит пе хартия. Това е нормално. Есте абсолют нормално. David Lazar îl înlocuiește pe Popescu în poartă. Va fi el portarul de cupă? Еми, най-нормално, сега не го правя само аз. Но фак дуари о чест лукро, е нормално. Така че имаме двама добри вратари, днеска той ще пази. Аста си е Лусафие. Така че това е нормално. Есте нормално. Celor de la Oțelul le lipsește Alexandru Pop. Cine vi se pare că este cel mai periculos adversar în lipsa lui? Бе, вижте, те като отбор са така доста балансирани, доста твърди. Ей, ка екипа съм фарте балансат, сега съм фарте дур. Но пак казвам, ние ги уважаваме. Но и респектам. И ни търсим нашето. Ши ной каутам чел ностро. Трябва да направим всичко възможно да продължим. Трябва е са фачем тото посибил, ка са континуам. Thank you, mister. Thank you. Да, л-am ascultat pe Ivai Lopetev. Claudiu, după meciul ăsta și din campionat cu Rapid, ți se pare că Universitatea Craiova e pe val acum și știi cum e în Oltenia. Când vine valul, te duce, apoi când cade valul, ca toți. Dar acum sunt sus.
Asta e ideea. Sunt au un specific extremist, așa, când, când lucrurile nu merg, nu merg toate, iar când lucrurile merg, merg toate. Și chiar asta, asta se simte. Adică pare că în momentul de față, entuziasmul acesta dus la extrem nu-i poate opri. Sunt curios, sunt curios. Și au, sunt meciuri acum care următoarele trei etape se poate încheia, nu matematic, dar în proporție de 90% se poate, adică, încheia tot. Urmează prima finală până un alt. Mai avem și declarația lui Dorinel Munteanu, să-l ascultăm și pe tehnicianul Oțelului. S-au schimbat planurile dumneavoastră referitoare la cupă odată cu eliminarea CFR-ului, pentru că dacă faceți astăzi un meci bun și treceți de Craiova, aveți semifinala acasă și apoi o finală împotriva unei formații de Liga 2 sau de play-off, de play-out. Sincer să vă spun, nici n-am văzut meciul CFR-ului, fiindcă nu mă interesează. M-a interesat foarte mult pregătirea jocului nostru ieri sau l-altă ieri când s-a jucat jocul, așa că totul depinde de noi, am spus, pentru că în acest joc este un singur joc și cine câștigă va merge mai departe. Ne-am dorit din tot sufletul să mergem mai departe, de aceea suntem la Craiova. Știm că adversarul nostru au jucători valoroși, dar încercăm printr-un joc colectiv, printr-un joc organizat, să-i contracarăm și să ne punem în calitățile, în joc calitățile noastre. Am văzut câteva... Da, am ascultat doar prima parte din declarația lui Dorinel Munteanu. Îi lăsăm echipa să vorbească pe teren, nu de altă, dar nu mai avem timp. Lucian, repede, un pronostic la meciul ăsta. Prelungiri, bate Craiova, bate Oțelul. Cred că se va califica Craiova, dar greu, pentru că Oțelul mi se pare o echipă îndrăzneață, o echipă care a produs surprize și o echipă greu de bătut. Acum, orice se poate întâmpla în fotbal, dar cred că Oțelul va fi o nucătare seara asta. Claudiu? Același sentiment cu Lucian. Deci mergeți cumva pe mâna gazdelor. Și eu zic, da, entuziasmul. Corvinu a produs surpriza cu vârf și îndesat, cred că nu mai erau de surprize. Vă mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și, bineînțeles, vă invit să urmăriți și ultimul sfert de finală din Cupa României, Universitatea Craiova-Oțelul. Bineînțeles, vom fi aici și după. Vom trage concluzii și vom avea, bineînțeles, și tabloul complet. Cu Claudiu ne întâlnim și după. Lucian ne părăsește, dar o să avem pe altcineva. Vine prietenul nostru și colegul nostru, Răzvan Pleșca, la final. Vă doresc așadar vizionare plăcută și ne revedem după.